Ana Aslan. Tinerețe fără bătrânețe. Ana Aslan este un as în ceea ce privește endocrinologia. Știi, as pentru că o cheamă Aslan. Ok, o să mă opresc pe unde vin prea ne-as tâmpărat. Ce, v-am as-altat cu informație? Nu trebuie neapărat să mă ascultați. Ok, scuze. În 1897 s-a născut unul din cei mai relevanți oameni de știință care au contribuit în mod direct la formarea și întreținerea umanității. Pe numele său, Gheorghe... Stai. Ha? Care mi-ați modificat iară scenariu, mă? Ana Aslan, născut în 1897, a spus încă din burta mamei ei, Ugu Gaga Gigi. Vrând să-și urmeze această menire, între 1915 și 1922 a urmat cursurile Facultății de Medicină din București. Urmând ca mai apoi, la 20 și ceva de ani mai târziu, în perioada 1949-1958, să fie șef de secție la Institutul de De ce sunt așa multe cuvinte complicate exact la mine? Și întrucât vorba aia românului Fruncea, în 1952 s-a realizat primul institut de geriatrie din lume. Și ghici unde? Exact! La București! București! Și deoarece trebuia să arate cineva cât de mult este aprețuită pentru toate contribuțiile ei, primește în 1952 la Palatul ONU din Geneva. E Palatul ONU din Geneva. Primește Premiul Internațional și medalia Leon Bernand. Deoarece 1952 a fost anul ei de glorie, tot în acest an a preparat și medicamentul Gerobital, care, apropo, a fost sursa de inspirație emisiunii mele de pe YouTube, Gerevital. Știi, mă numesc Gereveu, iar emisiunea mea se numește Gerevital. Simplu. Acest medicament minune, mai minune ca Adrian Minune, are acțiune în tratamentul fenomenului de îmbătrânire, și alte cuvinte pe care oricum o să le uităm. Gerobitalul împreună cu Ana Aslan au devenit atât de celebri în lumea internațională, încât la clinica ei din Otopeni o vizitau pacienți celebri precum Sir Winston Churchill, Charlie Chaplin, soții Ceaușescu sau chiar Pablo Picasso. Mi-o și imaginez pe Ana Aslan la clinica ei. Salut Pablo! Ce mai faci, prieten? Da, văd că merge bine cu tratamentul, frumos. Auzi, de data asta îmi dai 2 milioane de dolari, nu 3. Îți fac o reducere, că doar ești de două vieți din cauza Gerobitalului, nu una ca ceilalți. Astea sunt toate altele nu și sperăm că am putut dovedi faptul că vloggingul poate fi o modalitate de educație la fel de eficientă ca și tot cidul. Numai cum mai interactivă. Eu am fost GRV-ul de la Gerevital și m-am vorbit despre Ana Aslan și Gerobital. Wow, am făcut și o rimă. Cineva să-mi dea o primă? Ok, vă salut! Pa!